să vă mulțumesc și să vă felicit pentru faptul că, la fel ca în fiecare an, ați răspuns onorantă invitația primăriei și Consiliului Local de a omagia împreună această triplă sărbătoare din istoria neamului, umanității și Europei. Este un adevăr de necontestat că în evoluția multimilenară a poporului român, evenimentele de la 9 mai 1877 și 9 mai 1945, precum și Ziua Europei, se înscriu ca momente glorioase ale luptei românilor pentru libertate, unitate și independență. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. La fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Nu pentru nedreptățile noastre, pentru mila Ta cea mare îndrăsnim să ne apropiem, să ne rugăm Ție, întărește-ne în credința Ta cea sfântă, încălzește pururea inimile noastre cu focul dragostei către Tine și către aproapele, depărtează de la noi tot duhul viclean și necurat care se împotrivește voii Tale celei sfinte și mântuirii noastre. Dumnezeul sufletelor și a tot trupul care moarte călcat și pe diavolul ai sălbat și lumitarea de vit, însuși Doamne, odihnește și sufletele adormiserilor Tăi, a tuturor eroilor neamului nostru românesc. Și așează pe ei locul nostru, în loc de vedeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și tot păcatul ce l-a făcut ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul. Pe Dumnezeu bun și ne-am viitor, iartă. Cu suflete, cu ție, Hristoase, sufletele, Senior Tăi, unde nu este durere, nici întristare, suspinare, ci viață fără de sfârșit. Așa cum vă spuneam, vor avea loc scurte vorbe de cuvânt despre evenimentele omagiate. Pentru început, am plăcerea și onoarea să-l invit la microfon pe domnul colonel Ștefan Toader, comandantul garnizoanei Șimleu Silvaniei. Domnule deputat, domnule primar, am primit cu bucurie invitația domnului primar orașului Șimleu Silvaniei de a participa la festivitățile venite să marcheze ziua de 9 mai, zi cu trei semnificații majore pentru istoria națională și europeană. Independența de stat a României, respectiv 9 mai 1877, sfârșitul celui de-al doilea război mondial, 9 mai 1945, și ziua Europei, în amintirea declarației din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman. În ordine cronologică, dar și ca importanță, dată de 9 mai 1877, constituie un moment semnificativ în dezvoltarea politică a statului român, prin adoptarea de către Parlamentul României, la inițiativa Ministrului de Externe, Mihai Codovicianu, a unei rezoluții care proclama absoluta independență. Este de datoria mea să spun și să recunoaștem faptul că recunoașterea internațională a independenței României s-a realizat însă numai după ce armata română a adus o însemnată jertfă de sânge pe câmpul de luptă la Grivița, Rahova, Brevna și Vidin. Recunoașterea independenței statului român a facilitat proclamarea României ca regat în anul 1881. În timpul dinastiei regale din România, ziua de 10 mai era atât sărbătoarea independenței cât și a regalității. În continuare, îl rog pe distinsul deputat Lucian Bode. Permiteți-mi, în scurta mea intervenție, să fac câteva aprecieri la cel de-al treilea eveniment pe care îl marcăm azi, și anume Ziua Europei. Așa cum bine s-a spus aici, deși
bazele Uniunii Europene s-au pus la 9 mai 1950. România și românii au vorbit mai apăsat despre Europa, începând cu data de 1 ianuarie 2007, data la care România a devenit membră cu drepturi depline în Uniunea Europeană. Avem cu toții datoria să aducem Europa în fiecare casă de român. Ce înseamnă acest lucru? Dacă ne uităm în jurul nostru, în acest frumos oraș, Cimleu Silvaniei, Europa înseamnă bunăstare, Europa înseamnă școli moderne, Europa înseamnă spital reabilitat, Europa înseamnă infrastructură rutieră, rețele de alimentare cu apă, canalizare moderne. Aceasta este Europa în Cimleu Silvaniei. Europa în fiecare casă de român mai înseamnă ceva. Aderarea la valorile fundamentale de pace și solidaritate ale Uniunii Europene. Aceasta înseamnă, în opinia mea, Europa în fiecare casă de român. Partea Asociației Cultul Eroilor, filiala Sălaj, am plăcerea să-l invit pe președintele acestei asociații, domnul colonel în rezervă, Alexandru Liviu Șerban. Aș continua gândurile distinsului deputat, spunând că Europa și ce a făcut Schuman și cei care l-au susținut în acest demers este unită. Dar oare chiar așa este? Sigur că numai viitorul ne va dovedi acest lucru. Mai ales că acum, în aceste zile, evenimentele din imediata noastră apropiere se derulează cu o rapiditate uluitoare. Chiar acum, când noi ne găsim lângă această frumoasă troiță, lângă biserică, într-o atmosferă de mare sărbătoare sufletească, Vladimir Putin în Piața Roșie primește defilarea câtorva mii de militari și după care se deplasează în Crimeea. De ce în Crimeea? Este ținutul obținut recent de el și de cei care îl înconjoară. Deci iată că Europa este și nu este unită. Dar, referindu-ne la ceea ce ne interesează pe noi ca români, noi nu vom putea admite ca praful uitării sau al nepăsării să se așeze pe faptele înaintașilor noștri. Pentru că dacă noi nu ne vom respecta eroii, atunci nu putem cere legitimitate și respect din partea popoarelor Europei. Suntem în țară, sau mulți dintre dumneavoastră călătoriți în străinătate, când ascultăm imnul național, când vedem drapelul nostru, să ne închinăm și să ne aducem aminte de cei care ne-au premers prin faptele lor în timp. Și dacă ar fi, fie să mă refer doar la ce spunea Marele Eminescu, inegalabilul nostru poet, universal recunoscut, că patriotismul nu înseamnă doar dragostea față de locul unde ai văzut lumina zilei, ci înseamnă trecutul pentru ceea ce au reprezentat cei care au luptat și au murit pentru patrie. Și în încheiere, cu convingerea că dumneavoastră ați receptat mesajul pe care am dorit să-l transmit, aș vrea să vă adresez câtorva categorii. Noi, dacă suntem ceea ce suntem astăzi și în lume, am realizat acest lucru prin credință, prin educație și cultură și atunci când a fost nevoie, prin sabie, prin forța armelor. De aceea, distinși militari, v-aș adresa o rugăminte, ca de la militar la militar, să vă pregătiți, așa cum dumneavoastră știți să o faceți, indiferent că sunteți din structurile Ministerului Apărării Naționale, din cel de ordine publică sau siguranță națională, astfel încât în conjunctura foarte tulbure care este acum, și n-aș vrea să creez o altă stare în sufletele dumneavoastră, dar armata trebuie să fie garantul suveranității și integrității noastre teritoriale. M-aș adresa bisericii pentru că domniile voastre știu să faceți așa cum trebuie, cu sufletul, cu inima, cu crucea, să revigorăm cultul pentru eroii și înaintașii noștri. Și în final, mă adresez acestor copii
care se găsesc în fața distinsei audiențe, distinselor oficialități, reamintindu-ne că Marele Spiru Haret, un dascăl desăvârșit, avea o afirmație la vremea domniei sale, când a făcut atâtea și atâtea reforme împreună cu Alexandru Ioan Cuza și spunea: cum este școala astăzi, așa va fi România mâine. Iată o putere de pătrundere a evoluției noastre perfectă. Deci dumneavoastră care șlefuiți acest diamant, care sunt copiii din față, trebuie să aveți și să avem cu toții în memorie spusele Marelui Spiru Haret. Și pentru că de fiecare dată când vin în Simneul Silvaniei, simt o stare sufletească aparte, sunt onorat și dator în același timp să ofer un mic simbol al prețuirii și respectului Asociației Cultului Eroilor Regina Maria, filiala din Sălaj, câtorva personalități pe care le-aș invita și să accepte acest titlu. Se acordă titlul de membru de onoare domnului Cătălin Septimiu Țurcaș pentru contribuția adusă la promovarea imaginii Asociației Naționale Cultului Eroilor Regina Maria. Pentru că armata a fost de fiecare dată prezentă și prin tot ceea ce fac dânsii la o astfel de manifestare, creează și în sufletele noastre ceva cu totul deosebit. Vă rog să-mi îngăduiți să ofer o diplomă similară comandantului garnizoanei, domnului colonel Toader Ștefan. Și aș încheia cu trei, cu o tripletă, cu trei oameni pe care îi vedeți de ani și ani și ani și eu le doresc din tot sufletul să-i mai putem vedea și la de ziua Înălțării Domnului și la 25 octombrie, de ziua Armatei și de ziua Națională a României la 1 decembrie și la orice alt eveniment, pentru că deși știu sigur că vor răspunde cu aceeași dragoste. Și atunci invit pe toți trei aici, dacă misiunile de protocol de organizare le permit, să vină domnul Traian Albu, domnul Dumitru Corbeanu și domnul Marin Ștefan. Câte imagini de la aceste manifestări n-au apărut în coloanele ziarelor, câte imagini n-au rămas în inimile noastre. Iată de ce, câte cântece și câte poezii ne-au oferit copiii de sub conducerea domnului Traian Albu. De aceea am considerat să fac acest gest. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Domnule colonel, mulțumim pentru frumoasele cuvinte cu care în timp ne-am obișnuit. Mulțumim pentru deosebita și onoranta surpriză pe care ne-ați oferit-o și vă asigurăm, în numele, cel puțin numele celor trei tineri pe care i-ați onorat cu diplome, că atât cât bunul Dumnezeu ne va lăsa, vom sluji comunitatea locală. În continuare, vreau să fiți de acord să-l rugăm pe primul edil al orașului, domnul primar, inginer Septimiu Cătălin Țurcaș, să ne adreseze câteva cuvinte în calitate de organizator, cu atât mai mult cu cât vreau să vă amintesc, suntem singura localitate care celebrează aceste momente din județ. Onorată fețe bisericești, domnule deputat, domnilor comandanți, onorată asistență. Este o mare bucurie și o mare mândrie pentru noi, așa cum am spus și în anul trecut, pentru că orașul Simneu Silvaniei găzduiește acest eveniment și consider că în fiecare localitate care se respectă de pe teritoriul acestei țări, acest eveniment ar trebui să existe.
Mulțumesc tuturor acelora care fac posibil de fiecare dată ca evenimentul din Șimleu să fie unul deosebit. Sigur, sărbătorim astăzi Ziua Independenței și este momentul să ne aplecăm cu mult respect în fața celora care s-au jertfit pentru ca astăzi România să fie o țară liberă, să fie o țară independentă. Și cu siguranță de acolo de sus ne mulțumesc și ei pentru faptul că măcar o dată pe an ne adunăm și le respectăm lupta pentru dreptate și pentru independența României. Este ziua victoriei, este ziua independenței. Din păcate, puțini dintre veteranii de război mai sunt printre noi. În fiecare an am avut pe domnul Balog aici. Acum văd că lipsește, sigur vârsta probabil nu-i permite să fie astăzi aici alături de noi. Sau este? Este, mă bucur că este. Îl așteptam să stea aici, în stânga, pentru că, de fapt, domnia sa este cel mai reprezentativ din orașul nostru astăzi, pentru că este unul care a participat activ la lupta pentru dreptate și pentru ca astăzi România să fie o țară liberă. Este și ziua Europei. Și la sugestia unor prieteni care sunt ortodoxi, îmi pare rău că trebuie să spun un lucru aici astăzi. După cum ați observat, Biserica Ortodoxă astăzi nu participă la aceste evenimente și nu pentru că nu doresc preoții. Sunt convins că fiecare preot ortodox din Șimleu își dorește acest lucru. Dar din păcate, Patriarhia Ortodoxă a trimis o adresă spre biserici că acolo unde vor fi greco-catolici, ei să nu slujească. Este un lucru pe care noi, ca și șimleoani, și vă transmit pe această ocazie, cu această ocazie, să fiți convinși că ortodoxii din Șimleu nu apreciază acest gest. Suntem țară membră a Uniunii Europene. Ce înseamnă Uniunea Europeană? Înseamnă unitate în diversitate. Aceasta nu este unitate. Am să fac un memoriu Patriarhului Ortodox din partea orașului Șimleu și am să-i rog pe reprezentanții consiliilor parohiale, pentru că în orașul Șimleu nu există probleme în ceea ce privește cele două religii. Artizanii Unirii Transilvaniei au fost episcopii ortodoxi și greco-catolic. Noi trebuie să mergem împreună pentru a dezvolta localitatea și țara și dumneavoastră aveți o obligație în acest sens. Eu sunt un minoritar care am fost ales, minoritar din punct de vedere religios, evident, care am fost ales de către o mare majoritate. Asta este spiritul șimleoan. Sigur, regret că onoratele fețe bisericești sunt puși într-o situație delicată, pe care sunt convins că niciunul dintre domniile lor nu agrează. Și în acest sens, încă o dată fac apel la conducerea ale să mă ajute în acest demers pe care am să-l fac înspre preafericitul Daniel Ciubotea, ca aceste lucruri să nu se mai întâmple în viitor. Încă o dată suntem țara Uniunii Europene, suntem mândri că toate forțele politice care au existat, indiferent de că au fost de stânga sau de dreapta, începând cu anul 1990, pot să spun, au luptat pentru aceste drepturi pe care ne le-am câștigat. Și este de datoria noastră să ne unim și să mergem împreună pentru bunăstarea noastră a tuturor. Încă o dată mă înclin cu mult respect în fața tuturor acelora care s-au jertfit pentru această țară și doresc tuturor celor participanți, familiilor și a toți care sunteți aici să aveți parte de sănătate. Și nu în ultimul rând, pentru că am primit această diplomă și mulțumesc foarte mult unui om deosebit și un șimleoan adevărat, care întotdeauna este alături de noi, pentru că 10 mai este și ziua regelui, îmi permit să citesc ceea ce scrie aici jos pe această diplomă. Te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor și durerilor mele, care ai trăit în inima mea. Frumoasă țară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost îngăduit să o văd împlinită. Să stai veșnic, falnică printre națiuni, să fii cinstită, iubită și pricepută. Semnat de Regina Maria. Vă mulțumesc!
Vă mulțumim, domnule primar.
Așa cum ne-am obișnuit, domnul profesor Traian Albu, împreună cu copiii aparținând școlilor gimnaziale din Șimneu Silvaniei, ne va prezenta un scurt program artistic dedicat celor trei evenimente. Ziua Victoriei. Ziua dorită ne-a găsit mai puțin. Se risipiseră mult pe mărăcini, întinși pe răscrucile lumii și anilor. Le-a rămas carnea pe sârma ghimpată a anilor. Noi, cei vii, învingătorii, aveam și pentru cei căzuți de spus ceva, când toată țara se mișca și vorbea. Eu vorbesc și pentru cei ce n-au venit, pentru cei ce au vrut să vină și n-au mai venit. Vorbesc pentru cei rămași în iarbă, cu furnicile neștiutoare migălind în barbă. Vorbesc pentru tatăl neîntors la sapă, pentru setatul care nu va mai bea niciun strop de apă, pentru iubitul necununat, pentru toată amărăciunea de soldat. Pentru a aduce tuturor aminte că în fie ce fir de iarbă sunt zeci de morminte. Pentru ca niciodată să nu mai fie vreo bucurie îndurerată. Vorbesc, mă întreb și îmi dau răspuns. A fost de ajuns, mult prea de ajuns.